Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat astăzi că de la 1 iulie vor fi incluse servicii gratuite pentru pacienții neasigurați în Planul Național de Cancer, care vor fi decontate de la bugetul de stat, după ce la finalul anului trecut existau peste 200.000 de cazuri de cancer. Avem Planul Național de Cancer. În cadrul acestui plan s-au introdus servicii și pentru neasigurați, ceea ce este un mare fapt față de alte țări. Prin introducerea în acest Plan Național de Cancer a acestui segment de populație, cel neasigurat, înseamnă că dânșii au acces la servicii de prevenție, asta înseamnă depistarea precoce, la servicii de diagnostic și pot să acceseze și planul de tratament. Deci este un mare pas înainte. Banii vin de la bugetul de stat. Aici este diferența. În Programul Național de Cancer există multe lucruri care intră acum de la 1 iulie. Deci persoanele neasigurate, începând cu data de 1 iulie, vor avea acces la servicii de prevenție, diagnostic și tratament în cadrul Planului Național de Cancer, plată care va veni de la bugetul de stat. Se va deconta de la bugetul de stat în funcție de câți oameni se vor prezenta și la câți oameni se vor depista cazuri de cancer. Avem 204.722 de pacienți cu cancer la 31 decembrie anul trecut și 2700 sunt de copii, a declarat dr. Valeria Herdea. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a precizat că această alocare pentru pacienții neasigurați este prevăzută doar pentru Planul Național de Cancer și nu pentru toate tipurile de servicii medicale.